Suntem pe data de 15 octombrie 2024 și este o situație destul de nu e bună, nu e o situație bună, dar vestea bună este că totuși au mai rămas din stupină. Vă dați seama că am avut o astfel de invazie, deci păduci cât vezi cu ochii. Și normal că după o invazie din asta stupirăm în goi. Deci ce rămâne până pe 15 octombrie, asta e. Vă arăt unul care va trece de iarnă. Va trece de iarnă, el este în patru rame și în patru rame e frumos, vreau să vă spun că e un supraviețuitor. Ia să vedem cum l-am strâns, încă nu am îndepărtat folia, o să le pun un material mai târziu. Ăsta e frumos, ăsta va trece de iarnă, da? Ăsta e în regulă. Dar. Hai să-l împachetez la loc. Deci ăsta, cu ăsta trecem în primăvară. O să fie albinuțile ajunse în primăvară. Deci am găsit în felul următor. Stupi fără albină. Câți am găsit? Vreo 4 fără albină. Și vreo 12 care nu mai avea sens să-i las, adică i-am desființat. Și să vă arăt acum cum e pe la urdinișuri. Deci, ăsta a dispărut primul. Dispărut, aici o să dispară, mai e o ramă de albină. Dispărut. Ăsta sau ăsta va intra în iarnă, nu știu, încă o să unific. Mai departe, dispărut, uite ce am uitat să pun capacul aseară, dar nu mai e albină. Aici avem unul o să rămână, probabil ăștia trei vor fi uniți. Deci toți trei, încă nu m-am decis, voi vedea. E desfințat și aici avem unul frumos, frumos de tot. Deci, pe fiecare linie a rămas unul din ăsta mai frumos, să zicem. Interesant este că tratamentele au fost făcute la fel. Și aici, deci el închis. Aici încă unul frumos, ăsta e foarte frumos și ăsta, hai să vi-l arăt. Ăsta e pus la iernat, da, e completat, am aici un material, o să vă zic eu mai mult despre el. Haideți că nu vreau să vă deranjez, nu le deranjez. E, oricum arată bine, să mai încerc, nu mă înțăpați. Oricum, materialul ăsta le ține de cald. Da, e în regulă. E în regulă. Un material pe care am decis să-l experimentez. Nu-l foloseam dacă știam. Dar nu, asta e, acum o să-l folosesc pe ăsta. Dar chestia este că dintr-un rând din ăsta cu 6-7 a rămas unul. Bun, arată bine, ăla singur a rămas. Aici mai e unul, această ladă, mai e unul pe o ramă jumate, ceva de gen. O să fie desfințat și unit cu alți doi. Deci, acum după ce am numărat eu, după ce am terminat de unificat, de desfințat, de ce a fost, totuși sunt încă 30 de unități biologice. M-a surprins un pic această treabă că am două rânduri pe care e câte unul.
Dar m-au salvat coloniile sau roiurile făcute anul ăsta, care am reușit totuși să-i tratez. Deci după 2 luni de tratament, numai câți au scăpat. Deci 30% din stupin a dispărut și o să mai unific și rămân vreo 20 din 45. Prin unificare, prin desfințare, acum depinde. Eu am desfințat în felul următor, unde am văzut că nu mai e vlagă în el, l-am scuturat, am omorât matca, am îndepărtat. Ce să mai faci cu măci? Așa, le-am îndepărtat și albina am scuturat-o, iar albina s-a dus la vecinul. Și aici vor mai fi unificați. În astea două lăzi sunt 5 unități, deci hai că stăm bine. Hai că stăm bine și avem cu ce porni la primăvară. Per general, cum să zic, nu sunt supărat. A fost o tâmpenie din partea mea să am încredere în acidul formic, fiindcă chiar dacă sunt persoane care consideră că acidul formic e wow, hai să fim serioși, wow, uite, asta este wow, acidului formic tratat din aprilie până la sfârșitul lunii iunie, chiar și în iulie am mai dat formic. De unde a apărut atâta varoa? Ei s-au mulțit fără nici o problemă. Deci acidul formic iese din discuție. Bun, frumusețea acestui lucru este că aceste colonii care au scăpat sunt cele mai rezistente în fața varozei. Deci am făcut un fel de selecție a colonilor de albine. Putea să fie și mai rău, putea să fie și mai rău dacă în luna iulie, vă dați seama, deci din luna iulie n-am reușit să salvez decât 50% din stupină. Bun. Acest film îl fac ca memento pentru anii viitori. Poate peste an de zile cineva va avea nevoie, sau chiar și acum eu cred că mai sunt stupini în dificultate și poate îi ajută. Deci cum am făcut această unificare, să spunem că ăsta are o ramă, o jumate de albină, îndepărtez matca, scutur ramele în fața stupului, adică ramele de albină, după care le lași în pace, ele se vor cere singure, se vor cere în stupul din lateral. Sau, o altă situație, să spunem că aici avem 3 rame de albină în ăsta gol, prin cu albină, îndepărtez matca, fiindcă vezi că nu mai are vlagă în el, îndepărtez matca, le scuturi și dacă nu se cer, ele se vor aduna într-un ghem, se vor face un ghem, viseara le iei cu mâna și le duci frumos la stupul vecin și ele se vor cere înăuntru. Puteți încerca care aveți aceste probleme. Cam atât, asta e situația, o să mai fac un filmuleț când termin cu totul unificările, mai nu las, deci cei pe 2 rame nu o să las, 2-3, în funcție de cum o să le văd la un moment dat. Bun, până data viitoare, numai bine!